degeaba dea, replică Cant la auzul vechii despre moartea lui Andrei Gheorghe, a spus șeful Mama Rijoana. Omul de radio și de televiziune Andrei Gheorghe a murit luni seară. El avea 56 de ani. Mircea Badea, una dintre vedetele care nu au avut o părere deloc bună despre Andrei Gheorghe, a avut o replică cant, luni seara, la Antena 3, când Mihai Gudea i-a spus ce fostul lor coleg a încetat din Via. Nu am fost amic cu el. Nu vreau să comentez pe acest subiect. Punct. În 2003, el a spus, pe post, la ProFM, ce fuma marijuana, a spus Badea. De altfel, în 2003, Andrei Gheorghe chiar a fost reținut pentru trafic și consum de droguri.